Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Se spune că la casa cu flori mănânci mâncare delicioasă, ca la mama acasă, că ciorba de perișoare ar fi cea mai gustoasă, ba că ți-o aduc de vrei acasă. Garnitură și friptură, merge și o murătură. Se mai spune că au sarmale, fasolică și pârjoale și pulpițe la cuptor. Păi cumva numărul lor? 0769-510-501. Restaurant Catering Casa cu Flori. Acceptă provocarea și află tu cum e mâncarea. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giorgio Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Această minunată seară de ajunul Crăciunului la TV Giurgiu Tribune. Desigur, în fața emisiunii noastre preferată, ce ar mai fi de spus, Sângelu Brebenel. Alături de mine este un bun prieten și un foarte cunoscut, giurgiuvean, Tică Lumânare. Tică, bine ai venit la TV Giurgiu, prima oară când ești aici. Bine v-am regăsit într-o emisiune și bine v-am găsit pentru prima dată la TV Giurgiu Tribune. Astăzi, mulțumesc de invitație. Cu drag, eu mulțumesc că ai acceptat. Astăzi, înainte de prânz, am făcut un promoțional prin care îndemnam giurgiuvenii care în seara asta minunată stau prin sufragerii pe lângă brad sau prin bucătării, mai prin cuptor pe acolo, pe lângă sarmale, să lase și laptopul deschis sau PC-ul sau, eu știu, telefonul, ca să-i acompaniem cu poezie și muzică și mai ales cu muzică. Am găsit această variantă pentru că este potrivită, chiar este momentul. Da, ți-ai asumat un mare risc. Păi om, când stă la bucătărie cu laptopul, stă să uite la o rețetă, dacă greșește rețeta. Știi ce și se întâmplă? Bagă acolo o poezie, un cântec. Lucram încă la radio prin 96, când mi-am dat seama că radio a preluat funcțiile televiziunii. Adică, nu, că televiziunea a preluat funcțiile radioului, în pericol era pentru radio. Adică televiziunea se consuma precum radio. Lumea făcea prin casă câte ceva, cu televizorul deschis și dacă era ceva, asculta bineînțeles, dacă era ceva important, se oprea și se uita. De asta și jingle-urile de TV care te fac să te oprești și să te uiți sunt bine făcute în același sens. Între timp, funcția televiziunii a preluat-o internetul categoric, televiziune online și așa mai departe. Și sunt sigur că la o asemenea emisiune, cine dorește să țină sonorul puțin mai tare, suntem lângă dumnealor, aveți grijă la sarmale să nu se ardă, la cozonaci și așa mai departe. Vorbim în această seară puțin despre poezie și mai mult despre muzică. Tică, cu iubita lui chitare, ai dat o nume chitării tale, Tică? Nu, ea este veșnica mea amantă. Care nu te-a înșelat niciodată. Nu m-a înșelat și nici eu n-am să o înșel niciodată. Mai rar așa ceva, mai rar, da? Da.
Îmi propusesem să văd și eu emisiunea pe laptop aici, dar nu prea am nimerit-o. În sfârșit, stai să fac o chestiune gospodărească să vedem dacă iese ceva. Mă mai pregătesc pe parcurs. Am zis că o să cântăm și vreo trei, cum zice lumea, bucăți. Bucăți? Nu, nu mai renunț la... Era modul general, că bucății... Da, da. Vorbim despre muzică, una dintre cele mai frumoase, dintre cele 7 arte frumoase. Astăzi, gândindu-mă la muzică și la arte, mi-am amintit o chestie foarte interesantă. Prin 91-92 lucram la Fundația pentru Tineret. Era o comisie culturală, lucram și eu în comisia culturală. Și ne-am gândit noi să facem un sondaj pentru tineri și să întrebăm ce își doresc ei, ce spectacole ar dori să vadă la Giurgiu, că urma să facem spectacole și am și făcut. Dacă îți mai amintești, și festivaluri am făcut. Am făcut un festival cu 3 secțiuni, în sfârșit. Și doamne, să întrebăm și ce parte preferă, știi? Care ar fi prima, care nu știu ce. Tot stând de vorbă, de aia stați așa să lămurim o chestiune. Care sunt cele 7 arte? Și a început controversa. Atunci nu era internet, trebuia să duci la bibliotecă. Unde să cauți la bibliotecă care sunt cele 7 arte? Că ăla zicea că e aia, că e aia, știi? Nu ne ieși la socoteală, ieșeau întotdeauna mai multe, știi? Acum, cu privire la cele 7 arte, după moda veche, a vechilor greci, cele 7 arte erau unele, da? Acum, după moda nouă, sunt altele și încă există o mică discuție cu privire la asta. O să vorbim și despre cele 7 arte. Până la urmă, zic, stai să întrebăm pe cineva competent. Care sunt cele 7 arte? Și am sunat pe șeful culturii, nu mai știu cum se chema atunci. Inspectoratul. Nu spun cine. Da. Zice, opa, m-ați rușinat. Am să mă interesez și aveam un coleg, Daniel, zice, stai că era profesor, zice, stai mă, îl sun pe tata să vedem dacă l-a rușinat. L-a rușinat. Până la urmă ne-a zis cineva, domnul Emil Păunescu ne-a zis, băi, sunați-mă pe maestru Marianov, că vă explică ce și cum. Și ne-a explicat care sunt cele 7 arte. Am făcut sondajul și bineînțeles că muzica era pe primul loc. Acum, gândind la cele 7 arte care sunt pictura, sculptura, arhitectura, muzica, dansul, literatura și cinematografia, teatrul nu este, teatrul este în literatură, da? De asta spun că, vis-a-vis de 7, ele sunt 7 arte frumoase. Categorii generale, dar sunt subcategorii care aparțin. Arte plastice, da. Cele 7 arte frumoase sau arte plastice. Sigur că fiecare are... Astăzi bănuiesc că și internetul a intrat, nu? E a 8-a artă sau cum? Nu. Cinematografia este ultima, nici măcar televiziunea nu este. Nu o să fie internetul niciodată. Este un mijloc de comunicație, ca și televiziune. Dar unii sunt artiști pe internet, deja. Îmi plac artiștii pe internet. Condiția să fie chiar artiști. Da. Muzica artă, mă gândeam la un moment dat, când pregăteam mare cu emisiunea, n-am pregătit-o prea bine, mă bazez pe tine. Deci moderatorii asta fac, se bazează pe invitații. Bazează-te că da, e bine să o să pierzi pe mâna mea. Să chem niciodată. Da, e bine să te gândești foarte serios pe cine inviți, da? Să fii vorbăreț și cântăreț. Și descurcăreț. Mă gândeam la care arta a apărut prima, știi? Și am și eu așa pe surse, mă, mai așa, pictura. Pictura, dacă e de pictat, picturile rupestre. Da. Aia ar fi prima. Apoi sculptura, când își făceau unelte, au apărut și pietre mai frumoase, nu știu ce, și le-au trecut în rândul artei. Apoi oamenii au părăsit peștera și au făcut case, cășoare. Așa a apărut arhitectura. De bucurie, desigur, toată lumea s-a apucat să cânte. Să cânte, da. Și a apărut muzica, nu? Dar domnul știi că nu s-au apucat să cânte când construind ceva, de-aia căzut ceva pe picior? Tot a apărut muzica, nu-i așa? Și dacă tot cânti, s-au apucat și să dansezi. Baletul și dansul sunt artă, știi? Păi dacă unul cânta, trebuie s-au apucat să dansezi, știi? Apoi au scris pe pereți pe acolo, au imortalizat momentul, da? Și a apărut literatura. Cinematografia mult mai târziu. Dar interesant este cum a apărut critica de dată, știi? După ce au scris și au lăsat urme, a venit cineva și le-au dat peretele. Da, era și un film ce o face. Da, foarte interesant, da. Și să înțeleg, critica este ultima sau cum?
Nu, nu, nu. Am spus cum a apărut critica de artă, nu că ar fi critica de artă, nu, dar o artă linia, în sine. Criticul de artă a tras linia la toate. Așa fac criticii mereu, știi? Fac ceva pe povera omului, știi? Unii muncesc ca critică. Nu. Eu sunt foarte impresionat de cel mai bun critic literar pe care îl avem, Alex Ștefănescu, pe care l-am cunoscut personal. A venit de foarte multe vreme la Giurgiu, pentru că, dincolo de faptul că mulți vin la Giurgiu, de la București, că e aproape de Giurgiu, de aproape de București, nu de-aia a venit. A și declarat că îi place foarte mult la Giurgiu, are prieteni. Odată pe 30 sau 31 martie, mi-am luat un interviu chiar în spatele acestui perete de la hotel, Vlașca, este sufrageria și acolo, după o lansare de carte și lansarea ziarului Giurgiu Venci, ne-am strâns să petrecem puțin și am luat un interviu despre 1 aprilie, minunat, de fapt. Așa am deschis și cartea mea, Cronica începutului de mileniu, lansată anul trecut, cu un interviu de Alex Ștefănescu. Norocul meu că, punând interviurile în ordine cronologică, Alex a fost primul. Apropo de sala asta, poate la anul, dacă avem noroc să treacă și COVID-ul ăsta, poate facem emisiune de Corin de la Șemineu, că este perfect. Păi să renovăm Șemineu, că nu l-am văzut niciodată în funcțiune. Aia facem. Uite, să ne aduce aminte și noi... E o problemă să ai Șemineu. Noi televiziunea vom organiza o chestiune ca asta. Sunt sigur că vom trece peste chestiunea cu COVID-ul cât mai repede și ne vom vedea în continuare de viața noastră. Da. Tică, aș vrea să revin la tine și mi-am notat aici Tică Lumânare și anul 2020. Știu activitatea ta din urmă, că erai foarte activ, da? Activitate activ. Erai, te mișcai foarte repede, multe turnee prin țară. Ce ai făcut în anul ăsta 2020? N-aș vrea să spun ca toți ceilalți, pentru că unii au avut mai multă activitate sau mai mult noroc, cum să spun așa. Ca majoritatea artiștilor, fie de teatru sau de muzică, a fost totul dat peste cap. Am apucat în ianuarie, cred că am apucat să fac un concert la Brașov din cele pe care le aveam. De regulă, în fiecare lună sau depinde, la două luni. Apoi toate celelalte s-au anulat. Nu se știe atunci cât va dura. Încotro mergem, da, și ce toată facem, ce restricții după, sunt. După perioada aia, după starea aceea de urgență, sau cum s-a numit, se vor relua toate activitățile încet, așa, în brusc. Uite că a fost o perioadă de respiro foarte, foarte scurtă, asta vară. Am reușit, nu știu dacă am mai reușit, vreo două concerte și cam atât. În rest, activitatea mea s-a rezumat la internet, pentru că majoritatea au trecut online, numai că eu am refuzat să fac ce a făcut majoritatea, să fac concerte pe internet, pentru că nu sunt, în primul rând, nu sunt pe gustul meu și, în al doilea rând, părerea mea. Nu vreau să mă înjure nimeni, părerea mea este că nu relaționez cu un publicul. Un concert online nu are calitatea și nici impactul unui concert live. Categoric. Și am preferat să... Ce am făcut, în schimb, ce n-am făcut până acum, ce nu făcuse până acum, am pus pe internet, pe YouTube, am pus multe piese care erau încă în lucru, unele erau terminate, altele nu, dar am finalizat niște piese, le-am făcut un montaj acolo cât de cât, acceptabil să le pot urca pe YouTube și asta am făcut. Am pus pe internet niște piese pe care lumea nu le știa de la mine. Sau le asculta foarte rar. Am văzut și în grupul folk sau cum este. Da. Discuție. Eu am niște piese, am destul de multe piese pe care nu le cânt în concert. Și atunci am zis că este cea mai bună ocazie ca lumea să cunoască aceste piese. Dar de ce nu le cânti în concert? Așa e strategia, așa să faci tu fiecare... Eu niciodată nu mi-am făcut lista, playlist-ul înainte de concert. Întotdeauna piesele mele le aleg în funcție de public, în funcție de cine este în sală și în funcție de cum reacționează. Și atunci am simțit că nu este timpul sau cazul să cânt unele piese. Și n-a fost azi, n-a fost mâine, n-a fost poimine și
Probabil nu am găsit în, nu găsise până atunci timpul și locul în care să fac asta. Acum ai avut mai mult timp și ai mai lucrat la ele și la ei. Da, în momentul în care nu ai publicul în față și nu riști să te lovești de niște reacții nepotrivite, le-a spune nepotrivite, ai parcă ai mai mult curaj. Da, poți să sondezi, să vezi ce este, da. Te-aș ruga în prima parte a emisiunii noastre să ne cânți o primă melodie, da? Continuăm apoi emisiunea noastră. Am să cânt, dacă tot am vorbit de perioada asta, ar fi greșit să spun ultima piesă, dar ultima piesă în sensul, ultima piesă compusă înainte de pandemie. În decembrie anul trecut am compus un cântec de iarnă. Nu, este mult spus colind, un cântec de iarnă pe versurile lui Adrian Păunescu, se numește Dacă Ninge. Este urcat și pe YouTube, dar cred că o să placă. Te ascultăm cu plăcere. Dacă ninge cumplit peste întregul cuprins, este semn de belșug pentru fie ce is. Dar și semne florii prin grădini îngești și că sunt revenit spre cer miște vești. Dacă ninge cumplit peste întregul cuprins, este semn de belșug pentru fie ce is. Dar și semne florii prin grădini îngești și că sunt revenit spre cer miște vești. Răsările de mari și păpânii se tem, și pe unul întreg e un enorm betlen. Și prin oamenii-ți bun și fapt ireal, Dumnezeu de Crăciun va veni în Ardeal. Răsările de mari și păpânii se tem, și pe unul întreg e un enorm betlen. Și prin oamenii-ți bun și fapt ireal, a venit în Ardeal. Este iarnă de har când se întâmplă minuni și vin deșertăciuni după deșertăciuni. Este veste de har când este de jos, fioa Sfântului Duh se va naște Hristos. Este iarnă de har când se întâmplă minuni și vin deșertăciuni după deșertăciuni. Este veste de har când este de jos, eu al Sfântului Duh se va naște Hristos. Răsările de mari și păcânii se tem, și pământul întreg ne rog de plen. Și prin oameni îți vor și e fapt ideal, Dumnezeu de Crăciun va veni în Ardeal. Răsările de mari și pădurii se tem, și pământul întreg e un enorm de plen. Și prin oameni zbor și e fapt real, Dumnezeu de Crăciun va veni în Ardeal. Foarte frumos, Adrian Păunescu, e ușor să compui după Adrian Păunescu? Este, nu numai că este o muzică parcă născută, o poezie născută parcă pentru muzica folk, ca și metrică vorbesc, indiferent cât de lung, ca aici părăsc împărțite la lungimea versului, dar și ca transmisie, pentru că poezia lui Păunescu este foarte... Ca mesaj. Da, este foarte, foarte încărcată de mesaj, ceea ce folk-ul la baza lui este. Este un mesaj cântat. De aceea, din mai multe puncte de vedere, poezia lui Păunescu este, după părerea mea, cea mai potrivită pentru... Dar că tu ai compus, și ai compus după Adrian Păunescu, da. Un poet pe care l-am îndrăgit și eu foarte, foarte mult. Mi-a alinat așa tinerețea, adolescența și nu numai. Prea devreme plecat dintre noi, un om oarecum contestat,
Așa e lumea, oricum, dar un poet extraordinar. Extraordinar, Adrian Păunescu. Haideți să revenim la noi acasă. Coborâm din sfera muzicii la noi în platou. Să mai pun și întrebări. Aș vrea să discutăm, Tică, dacă mai ai spus cum a fost pentru tine anul 2020 și dacă nu ai terminat, poți să continui. Și aș vrea să te întreb și cum să faci o paralelă și cu alți ani. Știu că parcă în 2014 sau în 2015 ai avut la Giurgiu din 12 luni, în 10 luni ai făcut 10 spectacole sau concerte. Cred că la 9 dintre ele am fost și eu cu prietenii. Minunat acel an, parcă ai început în mai, cu Flori de Mai concertul. Da, și da. Ne tot vedeam la Danubius, era, au ținut câteva, la Casa cu Flori, nu știu mai unde. La teatru, la Ateneu am avut o serie lungă de spectacole. Nu știu dacă am voie să spun și cine m-a ajutat să-l fac. Da, sigur, de ce? Da. A fost un proiect foarte, să zic eu, pe muzica folk, oricum a fost singular, pentru că chiar dacă mai sunt oameni care mai cântă folk în Giurgiu, nu merg la nivelul de a organiza și seri de folk sau festivaluri de folk sau gale de folk, ceea ce am făcut eu de ani de zile. Acesta a fost și pentru mine cel mai mare și mai important proiect de muzică folk, la care a fost ajutat de domnul Alexandru Vladu. El a început, deci deja aveam niște spectacole în afara proiectului până în luna mai, aveam niște spectacole făcute. În luna mai a început proiectul. Proiectul a durat 6 luni de zile. Și nu s-a terminat acolo. Și nu s-a terminat acolo, pentru că el s-a terminat în noiembrie, proiectul, și eu l-am continuat și în decembrie cu... Și în ianuarie de ziua, da, Marelui Eminescu, a fost, la Ateneu cu... Da, cu... vis-a-vis de proiect am avut 6 spectacole în proiect, 6 luni de zile, în care am avut și un invitat. Și după cum știi că ai fost la majoritate, am încercat să aduc în Giurgiu, în limita posibilităților, oameni destul de cunoscuți care au ceva de spus și în poezie și în folk. De regulă am căutat folkiști sau poeți, actori care au legătură cu folkul, pentru că actorul Eugen Cristea a fost și în scena cu Flacăra. Deci nu a fost invitat. Am văzut pe Eugen Cristea, mi-am doar ca actor, el cântă și la chitară. V-ați completat minunat. Da, și am avut niște, și la București, și cu el și cu Mircea Vintilă, am avut niște acțiuni la București. Și de aceea am avut curajul să-l invit aici. Plus că mai fusesem în spectacol cu Ciocu Vintilă și cu Eugen Cristea și la niște acțiuni ale Casei de Cultură, pe Colinde, în decembrie, și pe Eminescu în ianuarie. Centrul Cultural Ion Vile. Centrul Cultural Ion Vile. Da, mi-amintesc că am fost acolo, aici, la Ateneu, în sala mare. Minunat a fost. Iar, după câte mi-amintesc, eu nu mai țin exact mintea, sunt vreo 6 ani de atunci, nu? 2014? Cred că 2014 sau 2015, nu mai țin nicio minte. Cam așa, cred că am încheiat, dacă nu mă înșel eu, am încheiat că la Ateneu cu Andrei Păunescu. Chiar cu Andrei Păunescu am făcut o seară de... N-am fost la spectacol, nu mai țin minte. Am făcut la Ateneu o seară extraordinară de Remember, și la Flacăra, în care sala a fost în picioare. Deci, cred că am încheiat, să zic așa, pe val. A fost extraordinar, în orice caz. Și îi mulțumesc foarte mult domnul Alexandru Vladu pentru ajutorul ăsta. Cred că ți-e dor de vremea aia. Mi-e dor, în primul rând, de public. Eu pot să cânt și acasă, eu pot să cânt și aici, numai că... Ai cântat acasă în perioada asta de liniște, foarte, ca să te mai antrenezi? Foarte să rar, te mai... foarte rar. Drept pentru care vreau să spun că la un moment dat îmi dispăruseră urmele de aici. Și am avut o pauză de vreo 5 luni de zile în care n-am pus deloc mâna pe chitară. Și la un moment dat, când am vrut să compun un cântec și să cânt, n-am mai fost în stare să mă cânt nici măcar o strofă și un refren. Deci atât de tare m-au durut degetele încât am lăsat chitară. Și m-am speriat chiar. Zic, mă, dacă mă cheamă cineva mâine pe mine să cânt, eu nu mai pot să cânt. Nu mai pot să merg, trebuie nu pot să faci antrenamente. Și am început încet, încet, am început să mai repet din cauza asta. Dar dacă am cântat, am cântat numai în momentul în care am compus ceva. N-am cântat să-mi aduc aminte, n-am cântat să mă uit în oglindă, să văd cât de frumos sunt și cât de bine sunt, bine cânt. Am cântat doar strict necesar când mi-a trebuit să...
să compun acel cântec, atunci când cânți la chitară, îți vin și alte idei. Da, să știi că de la chestia cu degetele mi se trage și mie faptul că n-am învățat niciodată să cânt la chitară. Când am împlinit 14 ani, tata mi-a cumpărat o chitară Orfeu. Ții minte că era portocaliu cu... Bulgărească Orfeus. Da, Orfeus, da. Am avut și eu una. Aveam un vecin care cânta la chitară, mi făcea o părere că nu cântă prea bine și l-am chemat să mă învețe și pe mine, să nu știu ce știi. Și era un puș mai mic decât mine, zice, ia un creion, un pix și un caiet și scrie, zic, păi de ce? Scrie acolo chitară, 6 corzi de acordaj italian, zic, hai, lasă-mă. Da. Și n-am zdrâncănit niciodată la... Am dus chitara în armată, toată armata a stat pe acolo și a făcut stagiu cu mine, un an, 4 luni și 4 zile. Aveam cântăreți, îți dai seama, la chitară. Și ai dus chitara, te-a pus nimeni să cânti. Păi nu, le-am dus să cântă ei, ce să cânt eu, nu? Am ajuns acasă și am ținut-o multă vreme, cred că s-au uscat, s-a fost COVID. Când i-am zis cuiva că să uite la ea și să o ia dacă vrea, dar seama m-a făcut de râs, că nu a fost prea interesat. Mi-a zis, zic, bă, nu mai e bună, nu știu ce. De eu nu am un copil. Era mare așa, era frumoasă. Eu am avut, ce spui tu, chitară Orfeus, era roșie. Păi cam roșie, portocalie. Da. Așa și... Și era bulgărească? Da, bulgărească. O, eu aveam o părere mai bună despre ea. Da. Și vreau să spun că mi-a dispărut. Știu că i-am dat ultima dată, mi-a cerut-o să cânte la servici, nu în armată, la servici, și mi-am adus aminte, după câțiva ani, cu i-am dat-o și... Adică o chitară nu mai s-a pierdut, nu mai știai... Ți-a mai dat? Da, nu știam cu ea. Știam că am dat-o cuiva. Nu știam. Când mi-am adus aminte cine mi-a cerut ultima dată că a venit la mine. Și n-am mai recunoscut? Dar nu un pic sau o carte. Da, mai recunoscut, pur și simplu. Eu am făcut chestia asta cu două volume. M-am dus o dată la țară și într-o librărie de țară. Știi, mai te duci pe la țară, pe magazin, mai vedeai câte o chestie. Știi, când mă uit eu sus așa, gramatica limbii române, gramatica academiei, volumul 1 și 2. Ma, imediat am luat. Era prăfuită, nu știu ce. Am dat pe ea o grămadă bani, nu știu cât. Pam în două, știi? Ne-am dus acasă, minunat, m-am uitat la ele, să le iau pe acolo, m-am uitat eu puțin pe gramatică, nu le-am aprofundat, știi? E, când mi-au trebuit și mi-am adus aminte, nu le mai aveam. Și bineînțeles că le-am dat cuiva care nu s-a trezit să-mi zică la un moment dat, vă iau înapoi și nu mai știam cui. Niciodată n-am scris cui dau cărți. Așa se întâmplă. Dar mi se pare o chestie foarte urâtă să ceri o carte, două cărți de o asemenea importanță și valoare. E ultima gramatică academiei, dar atunci nu s-a mai scris niciuna, după câte știu, așa? A zis, și să nu aducă înapoi, știi? A zis, mulțumesc. Sunt oameni care așa fac, o fac intenționat, așteaptă să le certă, dacă nu le mai cer... Păi nu mai știu, am bătut eu, apropo, știi? M-am gândit așa, zic, astea să vedem prietenii sau prietenele mele care au copii care să pregătesc la facultate pentru filologie, știi? Și cum să le zic? Nu cumva ți-am împrumutat? N-am mai recuperat-o niciodată. Nu o să mai vezi. Adică cum sunt spectatorii de la noi, cum sunt spectatorii din altă parte? Îmi pui o întrebare foarte grea, să știi. Nu vrei să vorbești despre lucrurile? Nu că n-am vrut, nu. E grea întrebarea, nu neapărat nu vreau să răspund. Am spus că întotdeauna mi-a fost cel mai greu să cânte la mine acasă. Nu știu dacă și ție ți-am spus. Emoții mai mari? E, și emoțiile astea, să știi că... Știi cum zice lumea, dacă te faci de râs, măcar nu te cunoaște. Da, da. Emoțiile, cel puțin la mine, vin dintr-un anumit motiv. Care? Motivele la mine sunt așa. Unu, când nu sunt sigur pe ceea ce fac. Adică am o piesă care e nouă și nu o știu foarte bine. Nu o stăpânesc foarte bine. Că la examen, dacă da, nu stăpânești bine... Da, nu știu subiectul ăla. Subiectul, ai emoții. Dacă știi ca pe apă, te duci fără emoții la examen. Așa e și, numai că acolo ești la examen și aici ești în fața unui public. Mai mult sau mai puțin avizat. Și al doilea motiv este faptul că vine din proverbul ăla, că nimeni nu-i profet în țara lui. Și cel mai puțin apreciat ești la tine acasă. La tine acasă. Că ești în România, că ești într-un anumit oraș. Și dacă... Ei să o spunem așa, pentru că eu n-am ascunzit și nu am faze din astea falsități. Dacă am fost jignit de cineva, nu neapărat în față, pe internet sau în scris, cel mai rău a fost jignit de cineva din Giurgiu.
A, dar nu trebuie să te iei după internet, pentru că internetul e o boală. Acum tatăl meu e scriitoare, e ziaristă, e cel mai ușor înjuri pe cineva la, fără să-ți dai numele, Gică, Baba, nu știi. E șmecher pe acolo, nu știu ce. Ce să explici ca un om politicos că nici că nu are dreptate? Nu ai cui, știi? Și atunci mai vine îl ștergi sau îi faci ceva. Uneori nici nu e vorba de explicații, pentru că eu am făcut și psihologie. În psihologie există 3 grade ale retardului. Înțelegi? Eu cred că sunt mai multe, dar mă rog. 3 grade recunoscute ale retardului. Mai este unul care este scutuș și întors, pentru că se spune că e din cauza glandei. Dar în momentul în care eu îmi dau seama că am de a face cu un om cu retard, indiferent la ce grad este, îmi dau seama că degeaba i-aș explica acelui om cum păi stau lucrurile. N-are niciun rost, nu te complici. De asta nu. Am fost făcut și că nu știu să, că n-am piesele mele, că fur piese de la alții, că sunt homosexual, că... Hei, nu vreau să vorbim despre... Când fals, când... Nu știu. Deci toate la rând așa am fost făcut. Toată lumea te știe și te apreciază. Nu e cazul să te iei după internet. Noi ca ziariști monitorizăm. Să vedem cum stăm, care... Vorba ta, până la ce grad de tâmpenie poți să meargă unii, îi mai potolești cu toate și așa astea am avut și cele. Am avut cele mai multe spectacole. Dacă ți-aduce aminte, când lucram la centru, atunci era Casa de Cultură, eu în Vinea. Da, îi spun că eu m-am obișnuit cu... Dacă ți-aduce aminte, era perioada aceea, pornind chiar din anii 90. Că eu am făcut Karma în 92. Da? Și apoi, în 92, la 2 luni diferență, am făcut Clubul Turistic Amurg. Tot plecând de la nucleul Karma. Era perioada în care aveam în fiecare lună spectacol în Giurgiu. Deci anii 90, dacă e să spun așa, când am făcut Karma la început și aveam și cu Clubul Turistic. Dacă ții minte că am făcut cu Mugurel la ruinele cetății un spectacol foarte mare cu torțe pe ziduri. Am fost 30 da. De inși, am cântat acolo, au venit sute de oameni din oraș în seara aia, cu torțe, cu reprezentat parcă Gelu Angel. Mi-amintesc, parcă da. A fost implicat și... Cele mai mari acțiuni, și gândește-te, aduți aminte, festivalurile de folk. Am avut festivalul de folk, am avut lirele de turism făcute la... Zalomit, la pădure, la Bălănoaie, am avut foarte, foarte multe acțiuni. Plus cu Karma Junior, nu mai zic. Karma Junior poate am avut și mai multe într-o lună spectacol. Deci cu toate acestea, am avut cele mai multe spectacole în Giurgiu. Dar, ți-am spus, pentru mine, spectacolele din Giurgiu au fost și încă sunt, din punct de vedere emoțional, cel mai greu. Nu trebuie să te consumi pe chestii de internet, pentru că eu nu are rost, efectiv, nu pot. Eu mă mir foarte mult, cred că noi românii, știi că suntem pe locul 2 lume la viteza internetului. Da. Cred că e un experiment cu noi. Stai să le dăm ăstora care au vrut libertate și nu știu ce. Libertatea asta de a face ce vrei pe internet, bălăcări pe cine vrei, nu răspunzi niciun fel în fața justiției. Și ca așa să mai. Vezi la ce nivel te afli. Nu, ca să vezi încotro până unde se poate ajunge. Noi am ajuns oricum prea departe și trebuie să fim atenți la chestiile astea. Adică să fim atenți, să nu ne pese extraordinar de mult că vine unul. Și acum, dacă vrea cineva să ne înjure că nu le place emisiunea noastră, ne înjură, știi, dar putea să caute altcineva. Internetul e mare, să ducă să vadă altfel de concerte, de emisiuni, treaba lor fiecare. N-aș vrea să se înțeleagă greșit. Eu... Nu sunt genul care am o părere, nu sunt narcisist, n-am o părere foarte bună despre mine, dar eu întotdeauna am acceptat părerile celorlalți. Trebuie să ai o părere foarte bună despre tine. Că am acceptat părerile celorlalți cu o singură condiție, să aibă argument. Deci nu vii și arunci o chestie și la întrebarea de ce nu știi să răspunzi. E normal să fie așa. Da. Eu zic să mai cântăm ceva ca să trecem la urmă, vreau să anunț și eu ceva despre poezie. Hai să mai cânti ceva și vorbim. Și îmi promis după aceea, măcar la final, că îmi recit și mie o poezie, nu? Niciodată n-am putut să te recosti. Aș vrea să rămânem deocamdată tot la sărbători, la sărbători, la ajun, la Crăciun, și să cânt de data aceasta o piesă veche de la Karma, poate cea mai cântată piesă de la noi. Am auzit că și acum se cântă, gândește-te că albumele noastre au fost lansate în 95. Piesa asta e făcută în 93. E făcută de Adi prin 93, cred eu.
poate chiar mai înainte. Hai că m-ai făcut curios. Și încă, de peste 30 de ani, este cea mai iubită piesă din repertoriul nostru de colinde, de pe albumul Sfinte Cântece Înghețate. Se numește Colindă Tristă. Da. Se aud colinde încet pe cale și rale tulbură runecul. Când ademenii topostesc în vale, să intre în case anul cel mai nou. Se ascultă oamenii plin de mirare, că au venit pe semne prea curând, că tot îmbătrânesc cu disperare și că mai mor și ei din când în când. Ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea, ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea. Că le-e greu să totuși poarte crucea pe suferestră noi de timp sărac, că nu mai știu pe unde-a fi răscrucea de toți la Moș Crăciunul din Aldea. Ești egușor cu mâna lor cea stângă, un fir de lacrimă pornit hoinar, zâmbelă-i juieră într-o dungă pe-o fire ultimă de calendar. Ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea, ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea. Apoi zâmbesc cu glori dintr-o sforțare și își urează tot ce își doresc, ură de-o simplitate uimitoare, dar știu că multe nu se îndeplinesc. Închină un pahar cu vin de casă, ai casele răspund ca un ecou, și-adun pipit cu coatele pe masă, visând că va fi bun anul cel nou. Ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea, ascultați, colindă tristă, ascultați, colinda mea. Versuri Victor Mihalache. Da, nu știu dacă toate colindele sunt triste, cert este că, mă rog, colindele sunt întotdeauna profunde, încărcate de emoție și mă bucur că ai acceptat să vii la TV Giurgiu în această seară. Să le cântăm Giurgiu Fedilor. O salutăm pe Nicoleta Pana, care ne transmite că îi place emisiunea noastră. Vreau să te întreb, Tică, tu care de altfel, dincolo de colinde triste și de tristeți, fac parte din viață, când și cântece puternice, de divertisment. Și sociale, și de țară, da, și da, de știu. Dragoste, și parodii. Am vrut să scot un album numai cu parodii, se numesc Balade Sociale, dar cred că am văzut că tu compui și versurile la... Da, la Balade Sociale... Ai făcut și Facebook-ului, da, da. Și Prostului. Și... Balada Prostului... Ai material de lucru. Am. Sunt 10 balade, muzică și... Păi e un album. Da, este, dar nu știu dacă mai merită. Merită. De ce nu-ți faci un proiect și să faci un... Pentru că albumele nu se mai vând astăzi. Ba să vând, uite, eu am un plan. În 2022 vreau să sprijin pe cei care au nevoie de o mână de ajutor, ca prin intermediul Consiliului Local și Consiliului Județean să aducă creațiile lor în zona turismului. Noi avem aici un centru turistic... Sunt în toate județele, cât un centru turistic. Centru informatic, da. E important să te duci acolo să găsești o felicitare
legată de Giurgiu, un simbol al Giurgiului, un câine cu un covrig în casă, în coadă, nu s-a gândit, în casă covrigi, știi? Da. Așa, în coș. Nu s-a gândit nimeni, sau dacă s-a gândit, nu le vedem. De ce nu un album? Cineva îmi spunea, un prieten bun, că vrea să facă, și o să facă cu siguranță, despre mănăstirile din județul Giurgiu. Film, video, pentru că își permite să facă chestia asta, are forță. Așa și cum tu ai făcut odată. Ții minte că mai plimbai și pe mine și ți-am făcut poze. Da, mapa turistică, singura mapă turistică a județului Giurgiu. A județului Giurgiu. Deci ceva vreme de atunci, cred că era până în 2000. Da, și m-a ajutat foarte tare și am spus-o, m-a ajutat fotografia foarte tare. Ții minte că a fost... Acum să fac fotografii mai bune. Și cel mic a fost cu noi când am fost la Călugăreni. Am făcut baie, era o căldură nemaipomenită, eu cu Dacia mea. Da, da, și ne-am urcat la un moment dat și am făcut o baie, am fost prin tot județul, nu la Călugării. Foarte, foarte frumos a fost. Da, minunat. Spune-mi în ce zonă a țării te-ai simțit cel mai bine la concerte? M-am simțit și mă simt încă, să știi, în Ardeal. În Ardeal? M-a luat gura pe dinainte, nu mi-am pus frâu, că mi-am dat seama că am vrut să întreb în ce orașe. Când ai zis, când am zis zonă turistică, era normal să zici Ardeal. Ardeal e... și... deși orașul meu de suflet este Cluj, n-am mai cântat de mult în Cluj, de mult n-am mai cântat, dar cel mai bine primit și chemat, încă sunt chemat și acum a fost perioada asta, este Brașov-Săcel, zona Brașov-Săcel, unde sunt o mulțime de oameni. Acolo am cele mai multe spectacole și oamenii cei mai mulți care vin la mine la spectacole și care se ridică în picioare, se ridică în picioare și cântă cu mine și dansează și fac hore și fac, ce să spun, cu steaguri, cu costume naționale. Acolo este locul meu. E alt fior, da. E o chestie să te duci la Cluj. E departe, dar te duci, nu? Te duci când te atrage, când e o chestie de suflet, te duci. Da. Te duci. Foarte frumos, foarte frumos. Uneori să știi că și drumul, dacă vrei și dacă te pricepi, și drumul ți-l faci frumos. Și drumul până la Cluj este extraordinar. Eu am o teorie cu privire la plimbatul cu mașina pe distanțe lungi, abordez totul turistic. Exact, nu asta mă grăbesc, nu sunt stresat, mă opresc oricând. Asta fac. Dacă îmi place un pârâu, un colț de pădure Eu n-am ratat niciodată obiectivele turistice. Întotdeauna am avut armata, am făcut-o la Alba Iulia. Și întotdeauna când trec prin Alba Iulia, mă opresc măcar să... Poate am timp să zic și eu ceva despre armată și poezie. Cetățile pe care le întâlnesc în conacele, sunt multe, multe de văzut în țara asta. Și de regulă fac și o cronică, să știi, că fac pe Facebook o cronică de călătorie, în care promovez și obiectivele turistice de pe traseul meu. E foarte interesantă chestia. Vezi, asta trebuie să rămână cumva, să le pui, da, scrie o carte, am fost la casa... la case memoriale, spre exemplu, și am pus imagini, am spus câteva vorbe despre oamenii, despre oameni și locuri. Foarte interesant. Vreau să abuzez și eu acum de spațiul televiziunii noastre și să mai zic ceva despre volumul meu de poezie, primul și ultimul, i-am zis, Bolnav de insulită, la regie John are și coperta. Este volumul pe care l-am lansat, practic, vineri, când am dat un comunicat de presă. Cartea este scoasă la editura Scrib 2020 și în colecția Biblioteca Giurgiuveană. Biblioteca Ia Basarabescu m-a ajutat foarte mult și mulțumesc tuturor. Deja colegii mei din presă au preluat comunicatul de presă, au comentat, au apărut știri. Fetele noastre iubite de la televiziune, Camelia și Nicoleta, au vorbit și ele la Breaking News și mi-au prezentat cartea. Acum nu fac o chestie publicitară, vreau să lămuresc intervenția mea, lămurind ceea ce am promis, o promisiune de-a mea, știi. Ulterior au venit și m-au filmat și au făcut știri colegii de la televiziuni, de la Cultura. Jim Diaconescu m-a invitat la emisiunea lui, au fost amabili toți. Iar eu am promis că, fiind o lansare în pandemie, cu mari restricții, n-am avut voie să mă întâlnesc cu publicul, nici cu mască, nici fără mască. Am promis că prietenilor mei buni, apropiaților, și dacă îmi permite spațiu, altora le duc eu câte o carte, ceea ce am și făcut. Mi-am făcut trasee. Vineri, sâmbătă, luni, marți, miercuri, astăzi nu, am făcut o pauză.
Apoi am mai promis că celor care îmi scriu un mesaj pe Facebook și îmi solicită o carte, le voi da un autograf pentru că știu numele lor și le las o carte la bibliotecă. Ceea ce am și făcut. Acum m-am oprit asta, de-aia am intervenit, aș vrea să știe cei care nu și-au luat cărțile, să treacă, desigur, de luni să le ia. Și luni vin cu, mai fac trasee să le mai duc prietenilor și cunoscuților, n-am putut să ajung la toți. Și mai las în continuare cărți pentru cei care mi-au scris pe mesaj privat și anunț că le-am lăsat o carte acolo cu dedicație. Și încă o chestie mai vreau să punctez, nu pot să gestionez toate cererile care se fac în pagină pentru că au ajuns lansarea, mă rog, anumite informații despre lansarea mea în zeci de pagini. Cu sute de oameni care au văzut-o și au lăsat acolo un like, o chestie, știi, un emoticon. Și nu pot să intru să urmăresc dacă cineva mi-a cerut în pagină. De-aia le spun încă o dată să-mi ceară prin mesaj și cu drag atâta vreme cât mai am cărți și mai avem și la bibliotecă mai sunt, le fac cu mare drag cadou cartea mea de poezii, bolnav de insulită. Mă uit la ceastică, e momentul să ne mai cânti o melodie. Da, și vreau să fac asta, pentru că e vorba despre cartea ta și pentru că în cartea asta ta există și poezia Să-mi scrii. Ești amabil. Pe care eu am făcut, care m-a inspirat, vreau să spun de la prima citire, m-a inspirat să compun o piesă Menestrel, deci o piesă medievală. Așa mi-a sunat mie versul. Mi-a plăcut ritmul, dar știu că ai avut mare succes. Am avut mare succes. Și vreau să spun că acum, deci piesa am compus-o undeva, dacă țin minte, către un final de an, tot într-o toamnă, parcă a fost. Ei, nu mai țin minte. Era așa, vorba chiar de anul ăla, și 2014. Și în anul acela, piesa mea, cea mai cerută, a fost Bătrân, pe versul lui Adrian Păunescu, iar anul următor vreau să spun că foarte mulți din București au început să-mi ceară să-mi scrii. S-au postat pe multe grupuri de folk. Îmi spuneai tu, da, de altfel ai făcut și câteva chestii video foarte bine aranjate. Da, ai chiar făcut am și simfonic. Am orchestrat în două feluri, l-am lăsat pe... Am văzut și îți mulțumesc, așa a ajuns și poezia mea să fie mult mai cunoscută decât ar fi... fost exact. Asta vreau să spun. Eu pe Facebook. Muzica poate să îngroape o poezie, dar poate să o înalțe. Să-mi scrii. Să-mi scrii, dar tu după aia îmi reciți. Nu mai scrii, îmi reciți după aia, da? Caută și ceva. Nu pot să te recunosc, cum spuneam. Mai mare ca un bătrânit. Toți saltimbancii mi-au picat în stradă, plonjând solemn prin cele de zăpadă. Să-mi scrii cu minim 12 borduit. Plonjând solemn prin cele de zăpadă, să-mi scrii cu minim 12 borduit. Să-mi scrii, te rog, cu litere mai mari. Mami, sunt zilele ce mă răsfață, mai multe zilele flutind prin ceață. Dacă mă strici, te văd, am ochelari. Mai multe zilele flutind prin ceață. Dacă mă strici, te văd, am ochelari. Alfabetul celor ce așteaptă, sau să mă sun să-mi spui că umbra ta e stigă sub urmat vorbind în șoaptă, sau să mă sun să-mi spui că umbra ta e strigă sub urmat vorbind în șoaptă, să nu mai pui scris-o din când în când, să nu renunți de post să mai ții pasul, să-mi scrii mereu scris-o la tine când, că uite astăzi ne-a murit poștașul.
Să-mi scrii mereu scrisul la tine în gând, că uite astăzi ne-a murit poștașul. Scrisul la tine, chiar dacă s-a sfârșit ultima piesă, chiar dacă toate le-am pierdut pe rând și nu mai am nici poștă, nici adresă, chiar dacă toate le-am pierdut pe rând și nu mai am nici poștă, nici adresă, și mai ales să nu uiți nici când, căci viața noastră e literă și șoaptă. Îți spun adio, dar și pe curând, închide alfabetul și așteaptă. Îți spun adio, dar și pe curând, închide alfabetul și așteaptă. Ce să spun, poți să-l aud prea mult, că sunt versurile mele, dar trebuie să-ți mulțumesc încă o dată pentru că ai reușit să le scoți la suprafață. Acum, ele sunt în carte, dar cred că e scrisă prin 2014. Să știi că au plăcut foarte mult versurile. Lumea a început să zâmbească de la prima strofă, de la să-mi scrii cu minim 12 boldii, deja nu mai lumea, de zâmbit. Lumea a început să zâmbească și să râdă. Deci a fost extraordinar. Nu știu, cred că s-a... Și faptul că mi-a venit de la prima citire, asta înseamnă că aia era melodia, știi cum se spune la sculptură, că de fapt sculptorul nu sculptează, el doar dă la o parte. Asta se întâmplă și cu un vers, să știi. El are muzica lui, contează cine o descoperă. Tu i-ai descoperit, da. E o piesă gravă până la final, foarte gravă. Mi-ai zis că să scriu, să citesc ceva și... O să citesc, dar mă hotărâsem pe o poezie care și ea e gravă, încheie volumul meu, așa că între două chestiuni grave aș vrea să mai zâmbim puțin. Colegii mei o să înțeleagă că mai ținem 10 minute emisiunea noastră în direct. La Gintia Cunescu, în emisiune, m-a întrebat care e muza. Desigur, Veronica Micle. Am glumit cu el și am spus că dacă întrebi un bărbat însurat care e muza, s-ar putea să te trezești cu el la tine de revelion, știi, să te trezești acasă. Cu bagajul. Da. Veronica Micle, categoric. Îți povesteam în mașină una alta și asta pentru că mă simt foarte bine cu tine. Ne-am mai văzut o dată la un suc și am fost foarte distins. Da. Nu ne-am mai văzut de mult. N-am mai stat de vorbă. N-am avut timp. Păi, dar avem și puțin un an de când ne-am văzut, cred. Ei, vezi? Și într-o săptămână de două ori. Las că nu e nimic. Vorbeam despre faptul că și poezia poate folosi la un moment dat. Și mă apucasem să-ți povestesc, dar n-am terminat. Eu am făcut armata la parașutiști, o armată foarte ok. Mi-a plăcut foarte mult. Și la un moment dat, într-un salt cu parașuta, în care eram și eu, o parte din membrii echipajului au aterizat pe marginea unei bălți și unii chiar cu bocanci prin baltă, prin nu știu ce știi. O baltă mai murdară, așa puțin. Acum, șefii noștri erau foarte atenți cu militarii și cu parașutiștii, pentru că unitatea avea titlul de unitate de frunte pe regimentul parașutiștilor și să nu piardă... Eram protezat, da. I-a dus pe toți care s-au murdărit puțin pe acolo la infirmerie și culmea este că în vreo 4-5 zile mi-a apărut și mie de la fotbal, am transpirat, mă mâncau pulpele puțin, știi, și cum am deschis gura, m-am dus la infirmerie și mi-au dat cu sulf și am făcut, ca și cum mai avea râie, n-aveam, bineînțeles, am făcut dermatită de contact la sulf, n-au și mai știu ce să-i facă, cum să o trateze și zice, doamne, te duci la, mi-a dat un vâire de câteva ore, o jumătate de zi, în Buzău am făcut. Te duci la policlinică, nu știu ce, și la doctorul, mi-a dat trimitere acolo. Eu, doamnă doctor, și te duci să-ți vadă, că să-ți dea medicamente, ți le cumperi dacă nu le avem noi, nu, în sfârșit, zice,
vii prima dată să vezi dacă le avem, dacă nu, trebuie să ți le cumperi. În sfârșit, m-am dus eu la doctor, îmi luasem un pachet de Kent, era monedă de schimb atunci, știi? Pe drum m-am întâlnit însă cu o librărie, am intrat în librărie și am găsit două volume nemaipomenite de Nichita Stănescu, minunate, pe care le aveam și acasă. Le-am cumpărat, bineînțeles, și m-am dus la doctor. Acolo mi s-a zis să mai aștept vreo jumătate de oră, am ieșit pe afară, nu aveam țigări la mine și am deschis pachetul de Kent. Când m-am dus la doctoriță, am rămas surprins cât amabilă era. Ce faci, mami? Așa îmi vorbește. Adevărul e că aveam 19 ani, 20 de ani, nu mai țin minte. Și a fost foarte, foarte amabilă și îmi zice, ce să-ți fac eu ție, ce să-ți fac, de unde ești, din Giurgiu. Tot vorbind, am scos eu cărțile, m-am gândit, pachetul era desfăcut, zic, păi, e amabilă cu mine. I-am dorit cărțile. Când a văzut cărțile, a fost atât de surprinsă, zice, păi, Nichita Stănescu, ție-ți place poezia? Da. A, drăguță, zici că ești din Giurgiu. Te deranjează dacă te trimit 2 săptămâni la spitalul militar în București? Nu, cum să... Deci aveam o prietenă, pe vremea aia, din București, prietena mea, știi? Acum soția mea trebuie să știe că nu mai păiau, iubesc, da? Și 2 săptămâni am stat... Muza ta! Da, muza venea în fiecare săptămână, mi-a zis și cât un pachet de țigări. Da? În fiecare zi venea, nu în fiecare săptămână. Și uite așa m-am folosit și eu de poezie, puțin. Mai altă dată, cu toate că am fost la parașutiști, în primul ciclu, în decembrie, ne-au dus 2 săptămâni la muncă, la porumb, cu niște mănuși de alea, le arsese prin foc, era frig, zăpadă. Aveam un capitan foarte dur, care nu era la noi, la Muhar chema. Era la geniști. Foarte, foarte dur, îl credeam noi, știi? Terminați și zice, când terminați, plecăm acasă, știi? M-am apucat eu să fac treabă pe acolo, la un moment dat, m-am îndrăgostit fiind plictisit de porumb, habar n-aveam cum să facem, îmi dreau mâinile, m-am apucat să fac o poezie în gând. Și făceam o strofă și o repetam și treceam la a doua. Tot așa, până la un moment dat m-am întâlnit cu un tip care era în fața, un coleg de-al meu, știi? L-am ajuns din urmă. Ăsta zice, hai mă, bine că ai venit și tu, că mai vorbim și noi, nu știu ce, zice, sper că ți-ai dat seama că până acum erai tu ultimul, acum suntem amândoi. Am râs și despre ce să vorbim, de poezii, nu știu ce. Și la un moment dat ne trezim cu capitanul ăsta, dur, pe care îl credeam dur. Zbir, da. Chiar părea foarte dur, dar să vezi ce a făcut, că nu era. Era un tip sufletiș, dar era în velișul lui. Zice, băi, soldat, v-am ascultat. Și a venit pâși pe-un porunc. Cum credeți, mă, voi că terminați, ce, mama dracului? Rândurile astea, așa făcea pe câmp rândurile, știi, mai era, cred că, 1 kilometru, că m-am uitat înapoi, să vedea că mă... Când terminați că ai ajuns la capăt și cu poeziile voastre, că v-am ascultat, băi, de capul vostru, i-a chemat pe unii să ne scoată la rând și ne-a luat deoparte, zice, băi, voi nu sunteți de chestia asta, nu știu ce, și te-am auzit cu prietena ta, cu nu știu cum, ești de la compania a doua, da, lasă că vorbesc eu cu net căsif, cu locotenentul, știi? S-a dus la el și mi-a zis, când a 3 zile, nu voi să mă duc la... Și mi-a dat, știi? Nu voi. Da. Deci te-ai ajutat poezia. Poezia, dar deci și în porumb, da, și în porumb. Și în porumb. Adică ne pregătim de finalul emisiunii, da? Deci mi-ai spus care a fost. Pentru că emisiunea... Da, Veronica Micle. pentru că emisiunea mea se cheamă Ce ar mai fi de spus. Dacă mai e ceva de spus, acum trebuie să spui. Aș vrea să urez și eu giugiuvenilor și prietenilor și giugiuvenilor în general sărbători cu bine, un an nou cât se poate de bun, să uităm ce a fost anul ăsta și poate la anul ne întâlnim de mai multe ori și cu mai mult patos. O să te mai invit. Acum trebuie să avem și un moment așa potrivit ca să ne întâlnim la televizie, da? Altfel poate... Poate facem și un spectacol televizat. Poate dacă avem voie, spuneam ce am pățit, nu numai eu cu carte în pandemie. Eu zic că din primăvară încolo o să avem... Și eu am toată speranța și sunt sigur că cu toții măcar în aer liber, cred că să putem face peste. O emisiune așa în aer liber cu... Poate reușim ceva de genul ăsta. Dacă îți propui, cu siguranță vei reuși, că până la urmă nu încercăm să zburăm pe lună și nu avem rachetă. Da, exact. Avem chitară, avem televiziune, avem ce se mai trebuie. Vorbele le avem. Vă zi frumoasă, da. Am să recit și închem emisiunea, nu înainte de a mulțumi tuturor giugiuvenilor,
pentru că au fost alături de misiunea mea, ce-am mai fi de spus, de în vară, de când am lansat și până acum, pentru că au fost alături de televiziunea aia, Giurgiu Tribune, și de colegele mele și de colegii mei. Contează foarte mult să știi că ești urmărit, că mesajul tău, că demersurile tale ajung undeva și lumea ne scrie sau ne oprește pe stradă, comunicăm, mai rezolvăm câte ceva. Întotdeauna am lucrat la televiziune și prin știrile și demersurile făcute împreună cu colegii mei, am mai și mișcat câte ceva, am ajutat pe cineva, am reparat ceva, am râs, i-am criticat pe aia care cu semințele și s-au mai potolit și cu care aruncă gunoi pe stradă și așa mai departe. Deci, mulțumesc tuturor giurgiuvenilor că sunt alături de noi. Cred că ne vedem și săptămâna viitoare. Aveam o emisiune planificată cu profesorul Marian Stavarache, marți pe 29, o întâlnire de lux, aș putea spune, tema fiind tică, despre nimicuri fundamentale. Eu mai făcând împreună cu Marian Stavarache și cu Muguru Burcescu o emisiune la TV Giurgiu, care se chema despre întâlniri fundamentale, întâlnirile care îți schimbă viața. Deci mulțumesc încă o dată, ne luăm la revedere, să sărbătoriți minunat și ne vedem săptămâna viitoare. Și acum sunt nu nevoit. Îmi face plăcere să vă recit o poezie și dumneavoastră și lui Tică. Se cheamă Numărătoarea, este ultima poezie din volumul meu, un volum care începe cumva și se termină cumva. Așa am zis eu că este precum cărămizile la o construcție, dacă vreți. Asta ca să vă arăt încă din stat că, sau să mă scuz că încheiem o emisiune atât de luminoasă, cu o poezie care poate fi categorisită ca fiind gravă. Numărătoare. Prieteni se chinuie să ningă, să ne bucurăm fără să ne prefacem. Dacă nu ați adormit, deschideți fereastra. Dacă dormiți, să vă fie somnul moale. Dimineți vor mai fi și zăpezi vor mai fi, toate nenumărate. Dar noi numărătoarea o vom sfârși. Prieteni, deschideți fereastra și faceți din ultimul fug, din ultimul fulg de nea, cea mai frumoasă sărbătoare. Băgați mâna în buzunare și vă scoateți sărbătorile la vedere, să vadă și ele ultimul fulg de nea, cum se topește în marea noastră sărbătoare. Numai bine!